Cine a făcut toate astea aici? Și de ce le-a făcut în special? Și ăsta e claxonul aici, nu? Amândouă sunt claxoane, sau? Sirene, sirene. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlam și astăzi a venit momentul pentru un nou vlog. Va fi cu totul și cu totul ceva special, pentru că vă voi prezenta ceva ce nu mi-am propus să fac de la început. Este un vlog spontan, dacă pot să-l numesc așa. În prima fază am vrut să merg cu magnetul în Delta Văcărești și n-a ieșit nimic, adică n-a reușit să dau cu magnetul. Și am să vă invit și pe voi să vizionați dacă vreți, să nu săriți peste partea asta, pentru că mai la final, mai pe urmă, am să vă arăt și bolidul extraterestru, prototipul acela de bicicletă peste care am dat fără să vreau. Așa că haideți să vă arăt mica mea expediție prin Parcul Natural Văcărești, Delta Văcărești. Așadar, după cum puteți vedea, ne aflăm în Delta Văcărești, delta dintre blocuri, cum mi se mai spune. Este un lac acolo, o baltă acumulată și vreau să mă duc să dau cu magnetul acolo. Haideți să ne urcăm frumos pe bicicletă și să cobor pe undeva pe aici. Chiar nu știu pe unde să-mi fac intrarea. Oare aș putea să cobor direct pe aici? Ca să nu mai pierd timpul. Iar eu am să sar acum, pentru că nu vreau să mai ocolesc. Puțin mai încolo era deja o intrare, dar am văzut cărarea asta care duce direct la lac acolo și am să merg într-acolo. Uite cum stă bicicleta. Băi, deja m-am obișnuit cu belele, frate. Deja încep să mă gândesc cum aș putea să o mai comigen după pățania de data trecută. Haideți să ne orientăm, puțin pe aici și amă, băieți și fete. Sincer, nu știu câte bălți are toată delta asta Văcărești. Va trebui să mă uit puțin pe hartă. Am să merg încolo. La cât sunt eu de norocos, în ultima perioadă nu m-ar mira să mă muște un șarpe acum. Am și cobit să mă muște șarpele, auzi. Mamă, dar a secat, frate, aici. Ce să dai, bă, vere acolo, bă, că e o mizerie de nedescris. Haide să vă arăt și vouă. Ia uite. Nu ești nebun. Ia uite, frate. Hai să nu sperii ceva animale sălbatice pe aici. Acum, dacă pățesc ceva, să știți că nici n-am telefon la mine. Eu mi-am propus să stau fără telefon în jur de o săptămână, frate. Sau măcar 2-3 zile, până ce sunt sigur că nu-și mai revine de la apă telefonul celălalt. Ia uitați-vă și voi aici. N-am cum să dau cu magnetul în mizeria asta, nu? Murdăresc funia în ultimul hal, frate. Bă, dar ce cu gunoaie și sticle aruncate, bă. Și asta se vrea o zonă protejată aici. Bă, eu zic să mergem pe cărarea asta așa. Să vedem unde ne duce. Eu știu un loc unde aș putea să dau, dar era lume acum și n-aș vrea să mă duc să-i deranjez. Să-i distrag de la mine excursia lor de sâmbătă. Haideți, mă, să ne mai plimbăm pe aici. Poate găsesc și eu o zonă de acces către balta asta, deși mi-e greu să cred, având în vedere cât stuf este în zona asta. N-am cum să dau cu magnetul aici. Ia uite, bă, frate. Stufăriș. Unde duce asta oare tot? Bă, e în siguranță sau nu e bicicleta? Eu zic că e. 50%. Bă, dar uite ce cărări pe aici, bă, frate. Și încolo și încoace. Cine a făcut toate astea aici? Și de ce le-a făcut în special? Pe aici e înfundătură, cred. Ia să vedem. Da, bă, frate, uite, e înfundătură aici. Bă, ești nebun? De ce ai face un loc ca ăsta aici? Cred că vin ăștia să-și o tragă pe aici sau altceva, nu pot să-mi explic. De ce dracu ai face o cărare care să ducă niciunde? Cine ar putea să umble pe aici? Cine ar veni prin zonele astea? Ia uite, se vede că e călcată puțin iarba aici, în zona asta. Boschetăreală, poate. Să mă bag, să nu mă bag acolo. Partea proastă e că n-am lanternă la mine. Dacă aveam lanternă, explorăm tunelul ăsta Și n-am legat nici bicicleta. Ia, hai mă, să ne uităm puțin aici, în gura asta de canal. Ia uite, bă, frate. Ce e aici, oare? N-am nicio lantenă la mine, asta îmi pare rău. Uite, s-a făcut foc aici. Ia uite, bă, e un tunel, duce încolo mult. Cred că face legătură, e un canal de scurgere care face legătură cu râul Dâmbovița. Habar n-am, dar hai că nu e de stat aici, că am bicicleta deasupra și nici nu e legată. Poate am să vin altă dată să explorez tunelul ăsta. No, e liniște, bă, fraților. Așa. Da, băi, prieteni, ce să vă mai zic? Știți ceva detalii despre tunelul ăsta aici? În gura asta de canal sau ce se vrea a fi? Ce caută trei femei aici singure? Ori sunt fugiți de terasă, ori beau, ori se droghează. Ori sunt pe invers toate trei. Și acum eu le dau un bileag. Să le vadă bărbaților pe unde o ard ele, pe aici, prin Delta Văcărești. Ia spuneți-mi și voi, ce ar căuta trei femei singure într-o părăseală ca asta, la povești acolo pe piatră? Văzut cum am plimbat de nebun pe acolo, bă, du-te și pe dincolo, și pe partea cealaltă, și pe cealaltă, și nimic, frate, n-am găsit și un loc ca lumea unde să pot să merg să dau cu magnetul. Tocmai de aceea am băgat și coada între picioare și am zis că mă duc acasă și mă oprim la un magazin să-mi iau o doză de Fanta. Bă, și am văzut un băiat pe partea alaltă când am ieșit, că am întors așa pe mijlocul străzii și vine la mine, nu zice nimic, și mi-am dat seama că vine la mine. A venit omul să-mi prezinte bicicleta lui. Bă, m-am uitat eu la ea așa, m-am uitat la ea așa și am zis hai să dau drumul la cameră, pentru că era ceva special. Adică era ceva tare dubios și veți vedea și voi treaba asta în minutele care urmează. Dar haideți să nu ne mai lungim cu vorba și să vă arăt ce ați văzut voi în thumbnail. Pentru asta ați venit aici. Chiar dacă pentru seara asta, și mă repet când spun asta, am vrut să fac altfel de vlog, ei bine, a ieșit altceva. Am vrut să fiu un vlog cu magnetul și n-a fost să fie. Tocmai de aceea vă las în compania momentelor pe care le-am filmat cu OZN-ul ăsta de bicicletă. Luat-o? Da. Cum? Cu toate astea puse deja pe ea sau? Da. Am văzut cu Rusia și claselor. Acum s-a schimbat. Am văzut cu tricolorul. Și claselor la fel. Păi tu ești român, nu? Ești în România. Da. Și ce faci? Te plimbi cu ea toată ziua? Da. Dar ce e asta? Vă rog frumos un mic ajutor, pentru cât puteți, vă rugăm. Antonio cel Mare. Așteptim și lumea te ajută cu... Da, chita o mănătă 2 euro. S-a văzut cu euro, se ia de mâncare, pune parizer și apă minerale. Dar tu unde stai? Pantelimon. Cu Pantelimon? Am 3 case. 3 case? Da. Opa, ai ceva înseamnă. Am 4 biciclete. 4 biciclete? 1 bicicletă roșie s-a dus înapoi în Germania. Kilograme, buline, ruginete. Păi și asta e claxonul sau ce este? Nu, asta e claxonul. Care? A, deci așa dai cu claxonul, ia. E la pompă sau cum e? Gen da, printr-o pompă băgată. Așa pompa. Și astea, restul ce sunt aici? Astea ce e? Cipotul, pahară, ceaiul. Așa, suport de pahară, da. Dar asta e tot suport acolo, tot suport de pahară. Asta e lapte dulce și ceaiul, care bei. Ceaiul, da. Că formă pahară de cafea. Păi și astea ce erau? Astea erau de alea radio sau ce era aia? Nu, astea semnale stâncă. Aha. Semnale dreapta. A, și semnalizezi de fiecare dată, parcă. Asta ne-a spălat pe mâinele. Suflă sticlă. A, și curge apă, te speli pe mâini. Da, așa. Tare, oricum, mișto. Vreau să speli? Spălați mâine. Nu, că e ok, e ok, e ok. Și ăsta e claxonul aici, nu? Amândouă sunt claxoane, sau? Sirene, sirene. Am scos bateriile, toată aparatura, am scos bateriile din cauza ploile. Da, 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 că ploaia ți-o... Am 4 biciclete, unul în Germania, dus înapoi în Germania. Am 3 biciclete. Păi știu cu ce te ocupi? Te plimbi pe stradă așa sau? Da. Nu muncești, nu? Nu, prea mic salariu. E prea mic salariu, nu? Prea mic, în țară străinătate are salariu mai scump. Păi da, și ce faci? Tu stai cu astea să te ajute oamenii sau cum? Da. Mai bine să te ajute oamenii decât să muncești, ia? Ia uite și pe spate ce ai băgat aici. Toate nebunile astea. Păi și ce faci? Păi tu când te-a pus să schimbi bateriile? Când te-a pus să schimbi bateriile astea, dai... Numai 3 luni să schimbi baterie. Cum? Numai 3 luni să schimbi baterie. Adică 3 luni, cum 3 luni? Ce 3 luni? A, pentru să schimbi bateriile. Da, zic, păi tu trebuie să muncești. Să te ajute oamenii 2-3 zile. Îți trebuie un salariu ca să schimbi bateriile la câte ai pe aici. Ok, bine tinere, te las, baftă, spor la treabă, noroc. Cam asta a fost și pe seara asta, un vlog mai ciudățel așa. Eu voi închide acum acest videoclip. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut clipul ăsta. Dacă v-a plăcut bicicleta acestui băiat, încercați să nu-l judecați pentru faptul că a zis că el nu muncește. Eu muncesc 3-4 ore pentru 80 de lei, el a zis că nu muncește, mai bine cere câte 2 euro pe stradă. În fine, nu e treaba mea să-l judec. Sper că nici voi nu o veți face la rândul vostru. Cam asta a fost pe seara asta, un vlog care s-a vrut într-un fel și a ieșit în altfel. Dar asta e, mergem înainte, cu voi a fost Varlam, toate cele bune, pe data viitoare, pa, pa, fraților!